Astăzi venim cu un mesaj de felicitare pentru domnul Igor, care face frumoasa vârstă de 39 de ani. Surpriza vine din partea familiei lui, care îl iubește foarte mult și îi duce dorul. Mii de kilometri astăzi ne despart, dar de tine, scumpul nostru, noi nu am uitat, fiindcă ești sărbătorit, cel de-al 39-lea an ai împlinit. Ne-am cunoscut din întâmplare, la o prietenă de-a mea venisem și eu și tu. Și a mea a fost minunea cea mai mare, căci ești cu mine chiar și până acum. Doi copii pe lume noi avem, cu dragoste și înțelepciune îi creștem. Ești cel mai bun și exemplar bărbat, mai bun ca tine în lume eu nu am aflat. Azi îți spunem la mulți ani și vrem să știi că te iubim, căci repede mai zboară ai noștri ani și fericiți am vrea să-i trăim. Ești cel mai bun soț și tată, meriți să-ți mulțumesc cu viața întreagă, căci cu caracterul tău atât de liniștit, în viață multe reușit și-ai construit. Cea mai mare realizare suntem noi, a ta familie frumoasă. Și chiar de-au fost zile multe cu ploi, noi reușit am să trecem peste toate amândoi. Strâns te cuprindem și îmbrățișăm, cu dor și mare drag, acasă, scumpul nostru, sănătos, te așteptăm. Cum am spus, cu drag din partea familiei, din partea soției, din partea copiilor, a fraților, surorilor, părinților, a mamei soacre, dar și a cumnatului. Încă o dată, la mulți ani!